Autoritățile fiscale vor să elimine complet evaziunea fiscală rezultată din micul trafic prin vămile cu țările care nu fac parte din Uniunea Europeană. Începând de la 15 noiembrie 2013, în vama Siret vor fi aplicate măsuri speciale la efectuarea controlului vamal în cazul bunurilor introduse în țară. Vameșii vor scotoci în bagajele călătorilor după produse din tutun, băuturi alcoolice, carburant, flori și plante de ornament, ulei de floarea soarelui, zahăr rafinat, făină, tărâțe, fructe și legume proaspete. Mai exact, începând de săptămâna viitoare, fiecare persoană are dreptul să aducă în țară doar 2 pachete de țigări, 1 litru de ulei, 1 kg de zahăr, 15 kg de făină, 15 kg de tărâțe, 1 kg de fructe și legume proaspete, 5 grame de semințe, un singur buchet sau ghiveci de flori, 1 litru de alcool cu o concentrație de peste 22 de grade, 2 litri de alcool cu o concentrație mai mică de 22 de grade, 16 litri de bere și 4 litri de vin. Mai mult, vameșii vor utiliza o aplicație informatică realizată pentru identificarea cazurilor în care anumite persoane introduc în mod frecvent în România cantități de astfel de produse pe care le declară ca fiind destinate consumului personal și pe care apoi le comercializează pe piața neagră. Din acest motiv, călătorii trebuie să declare în scris bunurile conținute în bagajele personale, după care vor fi introduși în aplicația informatică. Noile reguli întocmite de Direcția Generală a Vămilor și aprobate de Agenția Națională de Administrare Fiscală vizează reducerea evaziunii fiscale și încurajarea producției interne de mărfuri. Noile reguli vor fi însă o grea lovitură pentru sucevenii care își câștigă existența din micul trafic la granița cu Ucraina. Zilnic, vama Siret este tranzitată de 3500 de persoane cu 1500 de autoturisme.